Să rămână. Cu cine avem onoare? Mă numesc Camelia Rădulescu, director al Liceului Teoretic Biling Miguel de Cervantes din București. De două luni facem proiectul EVO 1 împreună cu primăria de sectorul 1 la dumneavoastră și eram curios să știm ce părere aveți despre acest proiect. Este unul dintre proiectele acestui început de an școlar 2013-2014 care se bucură de mult succes, atât în rândul elevilor, pentru că ei sunt publicul țintă al acestuia, dar și în cadrul sau în rândul cadrelor didactice. Ultima întâlnire, cea de luna trecută, din luna octombrie, a fost un succes. Toată lumea a avut cuvinte de laudă. Toți au fost impresionați de modul în care s-a desfășurat, de discuțiile care au avut loc, iar elevii extrem de interesați de modelele pe care am reușit să le prezentăm. Ce părere aveți despre burse? Se simte vreo îmbunătățire la clasele unde le dăm? Da, există un oarecare interes de partea elevilor. Bineînțeles că depinde mult de nivelul economic al familiilor din care provin elevii, pentru că pentru anumiți elevi suma reprezintă ceva important, în schimb pentru alții doar niște bani de buzunar. Dar, dincolo de sumă, cred că ne referim la modul în care ei sunt văzuți de către ceilalți, care cred eu că este un alt avantaj important al proiectului, faptul de a fi clasat sau categorisit în clasă ca un elev ambițios, ca un elev care luptă pentru visele lui, din partea colegilor se înscrie așa sau sunt priviți cu mai mult respect, poate, chiar dacă nu vor să o recunoască în mod conștient, și cu mai multă admirație. Bun, vă mulțumim mult de tot! Cu multă plăcere!